Accidentul s-a produs în jurul prânzului, când pe străzile din Târgu Jiu s-a circulat bară la bară. A fost de ajuns ca un șofer să nu păstreze distanța pentru ca trei autoturisme să fie serios șifonate. Nu știu, domnișori, s-a întâmplat, mi-a sunat telefonul și am răspuns la telefon și am intrat în Anton din fața mea. Nu ați păstrat distanța sau? Distanța am păstrat, dar m-a călătorat ceva din spate să mă grăbesc. Și am accelerat un pic și am intrat în mașina respectivă. Șoferul neatent va plăti acum și reparația celorlalte două autoturisme. Nu avem noi treabă, a intrat în mine, era coloană, a intrat omul, a lovit cu ăsta. Ați frânat sau aveau viteză dumneavoastră? N-am frânat, era coloană, mergeam încet. Viteză nu a fost, pentru că era traficul era foarte intens. Se mergea aproape la bară. Ce s-a întâmplat? Chiar nu știu. Poliția recomandă șoferilor ca pe distanțe scurte să renunțe la autoturisme pentru a evita sufocarea traficului rutier.